Salut și mă bucur să ne revedem! Sunt Virgil Dumitrașcu și vă invit să urmăriți o serie de episoade în care vă voi prezenta o selecție specială de vinuri roze pe care o găsiți la Marele Târg de Vinuri Roze de la Auchan. Astăzi avem două vinuri roze, mai exact un vin spumant roze și un vin liniștit roze. Haideți să le degust! Primul vin pe care l-am selectat pentru astăzi este Panciu. Panciu, ca și idee, este una dintre cele mai vechi podgorii în care s-a produs vin spumant. Asta în 1969, iar în 1973 devenise cel mai important producător de vinuri spumante din România. Ca și recomandare, de fiecare dată când deschideți un vin spumant, este foarte important să fiți atenți la dop, deoarece sticla de vin spumant conține o presiune foarte mare care vă poate răni la momentul deschiderii dopului. De aceea este foarte important să țineți întotdeauna un deget pe dop. Deschidem sticla ținând de dop și rotind succesiv de baza sticlei. Haideți să vedem cum este vinul. Vinul a fost obținut prin metoda Charmat din două soiuri de struguri. Un soi de struguri internațional, și anume Cabernet Sauvignon, iar un soi de struguri național, pe denumirea lui Băbească Neagră. Din punct de vedere al culorii, putem spune că avem o culoare roze relativ similară somonului, dar cu note puțin către zona de cupru. Noi îi spunem copper tint. Din punct de vedere al perlajului, putem observa că perlajul este unul persistent, echilibrat, astfel încât întotdeauna vom regăsi la suprafață o prezență foarte fină de dioxid de carbon sau, cum le numim noi, bule. Din punct de vedere olfactiv, vinul este proaspăt, în general cu note bazate pe zmeură și căpșună, dar este foarte intens, fără să deranjeze în momentul în care facem evaluarea olfactivă. Din punct de vedere al gustului, haideți să vedem cum arată. Așa cum am estimat, perlajul este unul exploziv, foarte proaspăt, foarte bine prezent la nivelul papilelor gustative, bine prezent în momentul în care nu mai avem vin în cavitatea bucală, dar în același timp găsim aceste note de fructe roșii, așa cum spuneam mai devreme, în special în momentul acesta regăsim note de căpșuni foarte prezente. Acum, dacă ar fi să-l asociem din punct de vedere gastronomic cu un preparat, când ne gândim la faptul că vinurile spumante sunt accesibile de la începutul până la sfârșitul mesei, pentru acesta, de exemplu, aș sugera un desert în care să regăsim sos de fructe roșii de pădure. Să trecem la următorul vin. Cel de-al doilea vin este Caii de la Letea, volumul 2, ediție limitată. Ca și proveniență, putem vorbi despre plaiurile Dobrogei, vinul fiind realizat în podgoria Sarica Niculițel, din trei soiuri de struguri. Fetească Neagră, Pinot Noir și Shiraz. Haideți să vedem cum arată vinul. Despre Caii de la Letea, cu siguranță ați auzit sau veți auzi la un moment dat, astfel încât să puteți povesti și celor care nu au auzit despre acest lucru.
Cât privește partea de asociere culinară, aș putea să merg în două direcții. Prima direcție ar fi aripioare de pui la cuptor cu sos roșu sau de ce nu, pentru că tot vorbim despre Dobrogea, putem alege un pește și de ce nu, renumita scrumbie de Dobrogea. Și acum, să recapitulăm. În episodul de astăzi am avut un vin spumant românesc obținut din Cabernet Sauvignon și Băbeasca Neagră în zona Vrancea și mai exact la Panciu și un vin din zona Dobrogei, ediție limitată, Cai de la Letea, volumul 2, obținut din 3 soiuri de struguri, Fetească Neagră, Pinot Noir și Shiraz. Vă mulțumesc! Vă aștept la Marele Târg de Vinuri Roze de la Oșan, unde puteți alege din peste 150 de sortimente și numeroase oferte până pe data de 17 mai. Pe curând!